Domnul președinte al biroului electoral, domnul judecător Medeu. Bine v-am găsit și vă dorim succes, așa cum dorim tuturor candidaților, să vedem cine să aibă succes. Astea sunt cei mai buni, vă spun eu, garantat. Dosarul de candidatură pentru Senat. Cele patru exemplare. Cum ori, noi o să le primim și o să le analizăm în comisie. Da? V-am încercat, vă rog, dosarele de candidatură pentru Camera Deputaților. Ați văzut, la Camera Deputaților, lista este deschisă de doamna deputat Viorica Sandu, urmată de domnul deputat Marius Mărgărit, apoi domnul Ciucă este pe locul 3, domnul Gavril este pe locul, Claudiu Gavril este pe locul 4, bineînțeles, locul 5 este ocupat de domnul Magiaru Dragoș, locul 6 este Oana Bulgaru, locul 7 este Doina Cucu, locul 8 este președintele de la Tineret, Danu Paul. La Senat, lista este deschisă de domnul senator Marius Humelnicu, bineînțeles, pe locul 2 este domnul, de data aceasta, din Camera Deputaților, sare la Senat, domnul Gădei Laurențiu Viorel. Pe locul 3 este colega noastră Costea Marcela. Partidul Social Democrat întotdeauna a venit cu oameni din toate domeniile, oameni pregătiți, oameni maturi, oameni care au demonstrat ceva, oameni care au experiență, nu ne permitem să ducem sau să trimitem în Parlamentul României oameni care nu știu despre ce este vorba. Am venit și cu tineri pe listă, tineri care să demonstreze, pe care să-i pregătim, pentru că la un moment dat, așa cum este normal și firesc, la un moment dat trebuie să avem pregătiți în spate și oameni care să știe ce înseamnă administrație politică și politică mai la nivel înalt, pentru că la un moment dat și noi va trebui să predăm ștafeta. Și atunci ideal este să predai ștafeta unor oameni care au experiență, pentru că vedem ce se întâmplă în momentul de față în politica românească. Oameni care nu au niciun pic de experiență s-au trezit și vă dau un exemplu: în 2020 un partid nu avea pe cine să pună pe listă, a pus pe listă și soț și soție și, culmea surprizelor, s-au trezit soțul și soția, s-au trezit pe listă nefăcând nici măcar o oră de administrație publică, nefăcând nici măcar o oră de politică la nivel național și, bineînțeles, că au mers în Parlamentul României. Ori Partidul Social Democrat, organizația județeană Galați, nu își permite să facă astfel de greșeli.
aș dori ca gălățenii să aibă încredere în noi și de această dată, așa cum au făcut-o și în 9 iunie, pentru că ne interesează dezvoltarea județului Galați. Așa cum am spus-o de fiecare dată, ne dorim să venim în fața oamenilor, să prezentăm proiecte, să prezentăm proiecte pe care le-am făcut, proiecte pe care le avem în derulare și proiecte pe care vrem să le realizăm pentru județul Galați. Pentru că eu asta văd lupta electorală, chiar dacă eu fac administrație de atâția ani de zile, lupta electorală trebuie să meargă pe ceea ce înseamnă concret, să vii să-i arăți omului ceea ce faci pentru el. Că sunt scutiri de taxe, de impozite, că sunt, eu știu, ajutoare pentru cei care nu pot să-și plătească energia și gazul, așa cum a făcut Partidul Social Democrat când a intrat la guvernare și colegii mei au votat aceste legi, majorarea pensiilor, bineînțeles, investiții și dacă este să analizăm și să ne uităm, este pentru prima dată în istoria României după 1989, când deficitul bugetar este construit pe investiții, adică am luat bani pentru a face investiții, atât în infrastructură, autostrăzi, spitale, școli și asta este Partidul Social Democrat. E nevoie de continuitate, e nevoie de experiență, la fel cum e nevoie și de suflu nou. Și ați văzut nume noi pe lista noastră. Cred că un partid atât de mare precum PSD, mai ales organizația de la Galați, poate oferi alegătorilor nume noi, nume competente, nume care să merite votul dumnealor, la fel cum și nume care deja cumva și-au scris partea lor de istorie în viața politică gălățeană și de ce nu inclusiv la nivel de București. Sunt oameni cu multă experiență politică pentru că pentru a putea face administrație locală e nevoie și de politică. Politică nu doar la nivel local, ci la nivel central. Atâta timp cât ai o echipă puternică și unită și unită într-o singură voce la nivel de București, cel mai probabil nevoile tale sau proiectele tale pot fi auzite cu mult mai bine. Eu sper din tot sufletul și am făcut de fiecare dată apel, indiferent de faptul că a fost vorba de campanii în care am fost implicat direct, fie că a fost vorba de campanii locale, fie că e vorba de campanii ce țin de partea națională, da? Camera Deputaților, Senat sau Președinția României. Am făcut de fiecare dată apel la o campanie curată, fără mizerii, fără invective, fără tot felul de chestii scoase din joben pe ultima sută de metri, doar pentru a crea, eu știu, ori isterie, ori emoție. Cred că proiectul politic ar trebui să conteze cel mai mult, ceea ce îți dorești să faci pentru ai tăi de acasă și sper ca gălățenii să fi avut ocazia celor 4 ani care mâine poimine să termină din mandatele fiecărui reprezentant al partidelor politice, cei pe care i-au trimis în 2020 în Parlamentul României și să analizeze exact cine și cât de bine și-a făcut treaba acolo pentru ei, pentru că la urma urmei sunt reprezentații dumnealor la nivel național. A fost dorința, într-adevăr, că prima oară trebuie să ai dorință să continui această muncă în Senatul României. Trebuie să mulțumesc colegiilor pentru că, într-adevăr, ne-au votat, m-au votat și ne-au votat pe noi în unanim, ceea ce înseamnă unanimitate, ceea ce înseamnă o responsabilitate și un sprijin pe care noi îl avem. E important ceea ce vom face în Senatul României cât și în Camera Deputaților și credem că avem o echipă echilibrată, o echipă între cei născuți mai devreme și cei mai tineri, între doamne și domn, și vă asigur că vom reprezenta Galațiul și vom pune Galațiul pe harta României, așa cum îi se cuvine Galațiul și gălățenilor. Am depus astăzi semnăturile și candidaturile noastre. Vom avea un program de guvernare cât și un program politic și îl vom prezenta gălățenilor astfel încât să poată, într-adevăr, să ne voteze. Sperăm să avem susținerea lor așa cum am avut-o și ne mulțumim de fiecare dată sau eu personal le mulțumesc pentru că ne-au susținut în alegeri locale, în cele europarlamentare. Sperăm ca pe 24, 1 și 8 decembrie să ne susțină și în cele parlamentare și sigur, da, și la cele prezidențiale. E o mare onoare pentru mine să reprezint județul Galați în Parlamentul României, în Camera Deputaților, dar și o mare responsabilitate și așa cum am făcut și cum am promis încă din 2020 când am fost
nominalizată pentru primul mandat. Am încercat să fiu prezentă tot timpul, să fiu activă, să fiu printre oameni, să pot să iau idei, probleme și să le duc mai departe, să le aduc rezolvare. Mi-am propus ca întotdeauna să vin cu răspunsuri, cu realizări în fața oamenilor și consider acum, având un mandat de deputat în spate, cu care mă mândresc, pentru că pot să vă spun că la acest moment am 146 de luări de cuvânt, am peste 100 de proiecte inițiate alături de colegii mei social-democrați, din ele peste 40 au fost transformate în legi, sigur, declarații politice, înscris și de la tribuna Parlamentului. Activitatea mea am încercat să o transmit tot timpul pe adresa politică de Facebook și de Instagram, pentru că am vrut ca întotdeauna gălățenii să știe ceea ce fac în Parlament și să fie o transparență totală, să fiu și să primesc criticele și să îndrept lucrurile acolo unde se poate, dar poate că și laude. Și le mulțumesc pe această cale, cum vă mulțumesc și dumneavoastră celor din presă, în numele partidului, pentru că indiferent în toată perioada asta plină de controverse și de tensiuni, în toată perioada aceasta, fie că ați prezentat evenimente, fie că ați prezentat acțiuni locale, realizări locale sau poate chiar și critici, datorită dumneavoastră și dumneavoastră v-ați adus aportul și avem o legătură foarte bună cu gălățenii. Și este momentul să vă mulțumim și dumneavoastră pentru acest lucru. Spuneam că sunt onorată că deschid lista la Camera Deputaților și mulțumesc pe această cale și conducerii partidului, domnului Dan Nica, domnului Costel Fotea, domnului Ionuț Cucheanu, dar tuturor membrilor de partid cu care am o legătură foarte bună și din partea cărora am simțit tot timpul suportul moral și sigur că mulțumesc din suflet și tuturor gălățenilor și îmi propun ca în mandatul următor pe care îl vizez și sper ca gălățenii să fie de partea noastră și să avem un succes ca și la alegerile din 9 iunie. Îmi propun să continui proiectele pe care le-am început, să aduc proiecte noi, să fiu la fel de eficientă, la fel de prezentă, pentru că pe lângă activitatea parlamentară, în toată perioada asta am avut deschise două cabinete parlamentare unde m-am întâlnit cu colegi, m-am întâlnit cu oamenii și de acolo, practic, mi-am luat hrana pentru activitatea din Parlament. Ce vă doriți pentru acest mandat, pentru Camera Deputaților, domnule Magea? Să fie unul de succes, evident. Cât mai multe realizări, cât mai multe inițiative, cât mai multe proiecte aduse, votate în județul Galați. Și cum simțiți că se va întâmpla această campanie electorală? Pentru că, iată, vine pe fondul atâtor tensiuni politice la nivel înalt. E adevărat, dar nu e nimic nou. Așa s-a întâmplat de fiecare dată. Dar de data aceasta, în contextul, zic eu, favorabil în care ne aflăm datorită atât domnului președinte Costel Fotea la Consiliul Județean, cât și domnului primar Pucheanu, eu cred că gălățenii tind să încline balanța în mod considerabil spre Partidul Social Democrat, mai mult decât au făcut-o până acum.